Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție Adevărul Live. Ne ocupăm de muzică din nou, trecem direct la subiect ca să avem timp să discutăm, pentru că l-avem la Adevărul Live pe Kid. Salut, Kid! Salut, bună ziua! Mersi că ai venit la Adevărul Live. Mersi că m-ați chemat. Știi de ce te-am chemat, nu? Ca să vorbim despre adevăr, nu? Nu mai adevărul, exact. Nu. Tu o să pleci într-un turneu foarte mișto, am văzut, cu Nosfe. Da. Și ai lansat și un mix, stai vorbind despre toate la timpul și lor. Și cu Supered invitat special. Exact. Hai să vorbim un timp despre turneu. O să plecați acum cu Arca prin Londra, cum ați spus voi. Dă mai multe detalii, pe unde vă duceți, ce se întâmplă. Ok. Plecăm mâine. Mâine începe, pot să țin până pe 4 decembrie momentan, să vedem dacă mai adăugăm show, dar nu cred că pe 4 decembrie o să fie la București. Și l-am gândit puțin de încheiere. Avem mâine Sibiu, poimine Brașov, 4 noiembrie Pitești, 11 noiembrie Suceava, 12 noiembrie Petroșani, 18 noiembrie mereu uit. Piatra Neamț, 25 noiembrie Constanța, ce mai e? Destrăbate țara din lung și în lat. Cam așa ceva, cam așa ceva, da. Ăsta o să fie un pic mai mic decât ăla cu Șatra. Dar o să fie, e un turneu, da. Hai să vorbim și despre mixtape-ul tău care se numește Londra. Londra, da. L-ai făcut chiar la Londra, chiar în Marea Britanie. Eu am lucrat acolo și după ce n-am mai lucrat, când am decis să mă mut la București, să mă dedic total pentru muzică, 4 ani, 3 ani jumate, 4 ani, da. Tot mă duceam periodic, înțelegi? Gagica mea încă se mai duce prin iarna de regulă. Să fac niște bani, nu știu, acolo, nu știu, produse cosmetice, chestii de-astea, față, frumusețare, mă rog. Și de fiecare dată când mă duceam acolo, de fiecare dată când mă duc acolo, am o inspirație extraordinară. Locul ăla e efectiv o energie în aer, oamenii, tot, nu știu, e altă treabă, altă lume, altă... tot. Și este un loc care mă inspiră foarte, foarte mult. Și, da, majoritatea pieselor care sunt pe Londra sunt concepute în Londra. Nu toate. Și majoritatea sunt peste 3 ani vechime. Adică gen, sunt niște piese care le-am refreshuit puțin. Da. Da, e făcut acolo în mare. Da, în diferite sesiuni. Bun, o să vorbim și despre piese ceva, că mi-aduc aminte că atunci când ai fost cu Șatra la Adevărul Live, spune ceva că ai făcut niște piese la un moment dat, erau prea grele pentru perioada aia și... Ăla-i regele. Ăla-i regele. Da. Apropo de rege, o să vorbim și de rege, dacă ne permite timpul. Da. Hai întâi să vorbim despre Șatra și despre tine. Cum te-ai întâlnit cu băieții? Cum a început toată aventura asta? Mamă, povestea asta. Da. Cum era? M-a chemat Luca într-o zi la studio, mi-a arătat beat-ul de la ceea ce trebuia să fie Cum o dau 2 și a devenit Rap Army, care e hit-ul nostru și merge spre 6 milioane în vizualizări. Și mi-a arătat beat-ul ăla, mi-a zis, uite, vreau să fac Cum o dau 2, haubau, nu știu ce, și m-am dus acasă. Mi-a arătat multe piese, multe chestii, gen, era pe treabă. Tot timpul a lucrat Luce, bagă, frumos. Și m-am dus acasă, peste 4 ore i-am trimis strofa, m-a inspirat foarte mult, am scris, mi-am tras vocile, eu am studio la mine. Și peste câteva zile, piesa era în forma în care era, în care a ieșit. A căpătat identitatea aia prea puternică pentru a fi o part tu la orice altceva și s-a transformat în Rap Army. Între timp, eu cu Guță mă mai știam cât de cât de la Fă Banii, o colaborare de-a mea cu el. Guță mi-a făcut un soi de colaborare, de propunere, bă, hai să încercăm să nu știu ce, că uite, Nosfe deja propusese. Inițial nu era nimic clar,
în legătură cu chestia asta, dar s-a concretizat. După piesa asta au apărut încă câteva într-un timp foarte, foarte scurt. Și am zis, ok, păi haide să o facem până la urmă, de comun acord, și s-a întâmplat nenorocirea asta. Care tot a fost spontan, să înțeleg. Bă, da, da, adică nu prea sunt chestii gândite la noi, tot marketingul ăsta, toată imaginea, toate chestiile astea. A venit așa de la sine. Vin, exact, ele vin, nu suntem, bă, mamă, ce... Mamă, ce faci, cum să promovăm albumul, unde, mamă, cum să mă îmbrac, cum să nu. Tot vine așa, e, o facem cu plăcere și suntem sinceri și vine. Dar aventura ta pe plan muzical, să zicem, la început, solo, cum a început totul? Când m-am mutat în București, am început să lucrez cu Zao. Mergeam cu el la Pac Pac, un studio unde trăgeau și Alan și Chepa și el. Și am făcut câteva chestii cu el. Am făcut inclusiv un single semnat cu o casă de discuri, care credeam că gata, s-a terminat cu șmecheria, intru, mă semnează ăștia, sunt, o să fiu cel mai cel. Și n-am fost cel mai cel, n-a fost fail piesa, gen a fost un single drăguț. Dar pe mine m-a apucat o depresie, că credeam că o să fiu semnat și ca artist și că o să intru lumea asta, industria asta, care de fapt este foarte împuțită. Hai zic că e la adevăr, zic că... ce ai pe suflet. Nu s-a întâmplat asta, eu înainte eram foarte depresiv, gen orice lansam, stăteam mult, construiam, băgam bani, clip, master, how about, nu știu ce. Și am dat fail cu toate, adică nu fail, nu am avut succesul pe care voiam eu să-l am, înțelegi? Și chestia asta îmi dădea super nasol. Și așa, limonadă, Zao. Mi-am dat seama că nu-i locul meu acolo și că trebuie să fac ceva meu. Până să fac ceva meu, am mai intrat într-o echipă. Am părăsit echipa. Am construit alături de Ion Mihăiță, Fionisti Pap, nu știe nici dracu chestia asta, nu știe nimeni multe chestii, dar, mă rog, în regulă. Fionisti Pap, am finanțat un turneu de battle MC în România, vroiam să văd cum e să mergi, să pleci, cum e pe drum, să văd cum e chestia asta cu battle-ul, mi-a plăcut din tot sufletul meu, am vrut să o sprijin cât de mult am putut. Am mers în mai multe orașe, n-a fost ok nici acolo, nu mă simțeam bine și am decis, ok, gata, gata. Eu tot timpul mi-am căutat, am căutat cu oameni cu care să lucrez și sau locuri unde să-mi găsesc locul, echipe, tot timpul mi-am dorit să fiu observat, să mă descopere cineva, niciodată n-am dat 100% din ceea ce am avut. Din orgoliu, pentru că voiam ca eu să fiu descoperit de echipele astea cele mai mari. Până am zis, gata, nu, mi-am făcut studio, Pug Life Entertainment, am creat un label, tehnic vorbind, pentru că nu-mi place să... Nu vreau să gândesc muzica așa și felul în care fac eu muzică, nu vreau să-l gândesc așa. Și artiștii care sunt la Pug Life, care lucrează la Pug Life, trag piese, că eu nu vreau să o, deși tehnic este un label și o casă de discuri, că doar ce am înființat firma și facem ca să fim legal și totul cum trebuie, sunt multe, multe de desubturi. Așa, stai cu multe prin detalii. Da, și am zis o să fac treaba mea. N-am nevoie de nimeni ca să fac ceea ce știu că pot să fac. Pentru că altceva n-a fost? Sau? Pentru că da, asta a fost să fie, gen, eu când m-am mutat în București, am zis, ok, asta este. În Anglia făceam foarte mulți bani,
dar eram nefericit pentru că nu aveam timp de muzică. Și până mi-am dat seama de chestia asta a trecut ceva timp. Și acum ești fericit? Dar s-a întâmplat. Sunt fericit pentru că am reușit, gen. Și acum e de-abia începutul. Abia acum, de fapt, este începutul. Uh-huh. Și da, mi-am făcut studioul și am făcut un clip, două, Ciocolata, Fă Banii cu Ed, Fac Muzică cu Oscar, după care a apărut Rap Army. Am pus pe hold Pug Life-ul, pentru că în timpul ăla am încercat să-mi fac și un side business care să mă hrănească. Prostie, nu faceți asta. Dacă vreți să faceți muzică și să reușiți, trebuie să faceți muzică și atât. 99%, nu zic 100%, pentru că excepția confirmă regula. Da, și m-am dedicat și am început Pug Life și a venit și Atrabenz, am pus Pug Life pe stop. După care, datorită capitalului de imagine pe care l-am câștigat, am reușit să atrag atenție de la oamenii care au început să mă asculte datorită faptului că am intrat în cel mai de succes proiect urban din țară, fără dar și poate, nu există ceva mai de succes decât Atrabenz. O să zic numerele, o să zice orice statistică de pe pământ. Îmi pare rău, știu că sunt arogant, sunt foarte arogant, dar știu și de ce sunt arogant. Așa, oarecum meriți pe arogant. Bun, hai să vorbim puțin de Shatra, că ai adus aminte. S-a stârnit așa un buzz în jurul fenomenului al trupei. Da. De ce crezi că lumea vorbește, să zic așa? Din cauza că noi n-am avut perdea, noi nu ne-am pus niciun fel de barieră, ne-a durut în unde vreți voi de orice. Am făcut ceea ce am simțit, am fost cei mai liberi și suntem liberi ca oameni, ca artiști, ca gândire, ca tot. Deci noi nu am făcut piesa asta. Piesa asta, fii antenă, trebuie să faci așa. Păi ei, faci 3 strofe de 12, refren, bridge, nu. La noi sunt strofe de câte 30, de 26, de fără niciun pic de sens, efectiv, înțelegi? Și toate chestiile astea și toată naturalețea și toată libertatea și am dat drumul, înțelegi? În Shatra am dat drumul, înțelegi? Îți zic și de ce, cel mai mult. Am zis, dacă nu fac treaba, mă mănâncă ăștia mâncarea și înțelegi? Și eu nu vreau. Deci eu, între noi e o competiție, dar nu de aia proastă, productivă. Înțelegi? Și tot timpul gen, vine ăla, vii în studio și te trezești cu refren. Înțelegi? Sau vii în studio și te trezești cu o strofă la refrenul pe care l-ai făcut tu. Și te ambiționează pentru că tot ce facem noi e monstru. Noi nu n-avem, nu ne încadrăm în niște tipare, nu ne limităm de niciun fel, nu suntem 100% free. Uh-huh. Suntem liberi, suntem oameni liberi. Crezi că tocmai asta i-a derutat, speriat pe români, nu știu cum să zic. Derutat, speriat, nu cred. Speriat pe altfel de români, pe o parte din români. A speriat unii artiști. Uh-huh. Înțelegi? Frica este unul dintre cei mai mari dușmani pe care îi poate avea omul. Și atunci când vine Atrabenz, care în două luni a dat tot ce înseamnă industrie muzicală peste cap, normal că tu, ca proiect, nu știu, asemănător, te sperii. Uh-huh. Te sperii. Au apărut ăștia, ne mâncă pâinea. Dar nu e așa. Pentru că este loc pentru toată lumea, este loc pentru oricine, indiferent de ce rap faci, indiferent de ce pop faci, indiferent de whatever, trebuie să-ți faci muzica cum trebuie, trebuie să fie calitate în muzica ta, muzica ta trebuie să transmită mesaj, dacă nu transmite mesaj sau dacă transmite un mesaj mincinos, trebuie să transmită stare, trebuie să transmită feeling și noi, dincolo de orice, asta am transmis, feeling. A dispărut feeling-ul din rap. Și asta cred că s-a și simțit, de fapt, în rândul celor care au început să vă asculte. Da. De-aia ne ascultă. Sunt copii care foarte mulți, nu zic că sunt copii și mi-a trimis un mesaj, mi-au trimis doi, nu. Foarte mulți
copii care ne trimit mesaje de mulțumiri pentru faptul că îi ajutăm prin muzica noastră și pentru faptul că ei se simt liberi, înțelegi, ascultând muzica noastră și chestii de genul ăsta. E mai mult decât ce se vede la suprafață. Noi suntem și foarte superficiali. Și atunci când asculți o, nu știu, când îl asculți pe Guță, ai impresia că e cel mai incult cocalar posibil, dar nu. Guță are niște texte pe care uneori trebuie să îl rogi să ți le explice, pentru că sunt atât de simple, dar au un înțeles atât de, nu știu, mult. Sunt foarte deep, sunt foarte profunde de fapt. Avem foarte, foarte, foarte mult mesaj în muzica noastră și îmi pare rău că unii oameni se grăbesc cu concluzii și nu stau să analizeze străfundurile. Dar timpul nu-i pierdut și foarte mulți din oamenii care ne-au urât sau nu ne-au susținut sau nu știu la început, acum s-au întors. Înțelegi? Adică lumea începe să-și dea seama. Asta este, fie vorba așa între noi aici, e ceva specific la român, știi? Îți dai cu părerea din prima și pe urmă te răzgândești. Da, orice nou te sperie. Da. Kid, după cum vezi că am titrat și acolo pentru emisiune. Ce promite muzica trap în România? Ce promite muzica trap prin tine și prin Shatra Band? Speranță? Speranță pentru oamenii care vor să facă muzică independent. Pentru că asta e un alt lucru. Mi-am făcut tot singur. Tot. Și a fost greu asta să fiți artiști independenți? Depinde de ce punct de vedere. Mă gândesc că dacă aveți ajutorul unei case de discuri mari din România... Nu am avut ajutorul unei case de discuri din România și nu prea îl vrem, pentru că casele de discuri din România de fapt nu prea te ajută. Ele vor să te formeze. Ele vor un anume tip de produs de la tine. Și noi nu vrem să facem un anume tip de produs. Înțelegi? Pentru că noi avem tipul nostru de produs. Chiar, care se pare că funcționează și vinde. Chiar tu spuneai la un moment dat că, o să te citezi, am găsit eu într-un interviu de-al tău, că spuneai că cercurile astea denotă o lipsă totală de profesionalism și arată și invidie. Cercurile, pardon. Cercuri? Da. Certuri? Cercurile astea, mă refer la casele de discuri. Da. Da, sunt foarte multe cazuri în care este o lipsă de profesionalism, ceva ce îți vine să vomiți. Da. Ce s-a întâmplat, înțeleg? Da, dar nu și nu numai mie, se întâmplă artiștilor, înțelegi? Dar na, stai mersul, așa se întâmplă, așa sunt oamenii, ce se face, asta e, mai închizi ochii, mai pleci capul, mai... Nu prea, rar de tot, înțelegi? Adică... Pentru noi, ca să facem, nu prea am făcut compromise, ca să faci un semi-compromis, înțelegi, trebuie să merite. Și dacă e un artist în țara asta care zice de succes, care zice că n-a făcut niciun soi de compromis, înțelegi, n-ai cum. Minte. Pentru că trebuie să... Da, minte. Pentru că trebuie să lași de la tine, înțelegi, într-un fel sau altul. Și ia. Da, bănuiesc că asta ți-a din, nu știu, poate creativitate, din stare. Nu, nu ți-a din creativitate, îți zic și de ce. Pentru că, la urma urmei, când faci un compromis, mă repet, compromis, nu compromis, semi-compromis cel mult. Chestii pe care nu prea ai vrea să le faci, înțelegi? Dacă îmi faci o chestie de asta, înțelegi? Eu când fac o chestie de asta, noi, dacă am făcut și când facem o chestie de asta, o facem pentru un bine mai mare. Pentru că și Shatra Band este peste noi și peste ce credem noi că este de fapt. E groasă, măcate, înțelegi? E groasă. Eu mi-am dat seama de asta când a lansat Notfe albumul la un... Tu ai văzut ce era acolo? La un mod din București, toată lumea cânta cu voi, era... Era... Și nici măcar nu era nimic de cântat, adică gen... Era un listening party. Unde s-au dat 100 de... A dat cadou 100 de CD-uri sponsorizate de... Am voie să zic numele astea, sponsorizate de Vans. Pentru că da, oamenii au început să sponsorizeze și să bage bani, înțelegi?
și să... Înțelegi? Crezi adică că... am mișcat niște lucruri, am schimbat niște lucruri, am mutat niște ziduri, am crezi deschis niște porți. Crezi că genul ăsta pe care voi l-abordați, nu știu, hip-hop-ul, genul ăsta mai underground, să spunem, ușor mai underground, ar merita mai mult sponsorizate, promovate în nu media? Nu este vina oamenilor că nu bagă bani, ci este vina, bine, nu vina, artiștilor, pentru că nu generează interes. Uh-huh. Pentru că eu dacă mă duc și zic, boss, uite, lansez și un material ăsta, vreau să fac listening party la tine, cum facem? Da, păi cum faci? Păi bine, uite, fă-mi și mie 100 de CD-uri, dă-mi și mie o țoală, mai greu cu banii, se bagă și bani, dar mai greu, foarte greu, înțelegi? Adică ajungi să poți să profiți de niște chestii, poți să ajungi, înțelegi, să faci niște dealuri foarte șmechere, să primești țoale, să primești bani, să primești poate nu țoale și bani, să primești poate o locație pentru clip, o locație care în mod normal te-ar costa niște sute de euro. Uh-huh. Înțelegi, să primești niște țoale, care țoale la și tot felul de chestii de genul ăsta. Uh-huh. Dacă vrei să atragi, înțelegi, și investitori de orice fel, trebuie să generezi interes pentru asta și trebuie să fii cineva. Și acum Chatra a generat. Da. Și întrebarea mea este, prin interesul ăsta ar merita să ajungă la radio, de exemplu? Oricum ar merita să ajungă la radio, înțelegi, dar aici deja vorbim de alte chestii și oricum este foarte posibil să ajungă la radio. Uh-huh. Uh-huh. Avem niște piese cu înclinări, mai așa. Dar mă rog, dacă nu intră pe radio, oricum o să facă 102, o să facă 10 de milioane. Multe. Uh-huh. Multe 10 de milioane. 102 e foarte... Și e gata de mult timp. Acum se lucrează la sunet, la să mai trag voci, se mai... Acum ăsta e gata de, nu știu, 2-3 luni. Uh-huh. Poate mai o strofă, două de tras. Kid, noi trăim acum, după cum vezi, în era internetului, așa, totul e în viteză. Da, pe da, totul se mișcă foarte, foarte repede, adevărat. Pe tine te ajută asta? Da, dacă nu era internet, nu exista și Chatra Benz. Dacă nu era internet, nu exista Kid. Dacă nu era internet, nu exista Specii. Nu exista... Nu știu. Zim, te rog. Hardcore. Nu existau... Majoritatea proiectelor urbane de succes sunt independente. Dar există și un dezavantaj, aș spune eu, la treaba asta cu internet, da. Faptul că muzica nu mai e palpabilă. Da, toți proștii au acces la internet. și când zic asta, nu mă refer la oamenii ăia care iau totul așa de gata. Uh-huh. Adică gen, eu muncesc, am cheltuit personal o grămadă de bani ca să-mi fac un studio șmecher, ca să pot să scot calitate, pentru că țin la calitate și nu există calitate, înțelegi? Mai ales în peisajul urban, e... Așa? Și cheltui bani, investesc timp, îmi dedic viața pentru chestia asta, înțelegi? Și tu vii și... Așa, de ce? Pentru că ai acces la internet. Înțelegi? Pentru că, de fapt, o vor gratis, a zice eu. Nu se mai plătește pentru... Da, este foarte bine pentru că absolut oricine are acces la internet și oricine nu mai are nevoie de casă de discuri, de manager, de whatever, PR, n-ai nevoie de nimeni, ai nevoie de... Căști cu microfon, înțelegi? Ca să zic. Da? Și atât. Și cine și te vede? Un calculator, înțelegi? Da. Pac, baf, ai băgat piesa pe net, toată lumea are acces la ea. Dar e nașpa pentru că sunt foarte, foarte, foarte multe mizerii. Și din cauza mizeriilor, lumea nu prea mai are răbdare, înțelegi? Și muzica vine, înțelegi? Imediat. Nu mai e cum era... Este un album, când era pe casetă. Eu am prins casetă, din păcate n-am prins magnetofon. Nu eram atât de mic. Și
derulam, bro, derulam și ascultam casetele alea până mi s-a plecat. Că nu era, n-aveai ce să aveai, una, două, trei pași, era și săraci, era și sărăcie. Și nu era nici material mult, înțelegi? Luai caseta, o băgai pe pix, făceai așa cu ea, bam, bam, o derulai, o băgai înapoi, play, știi? Mamă, sunt am... Da, nostalgic acum puțin, da, așa. Da, super, super, super. Kid, hai să vorbim puțin despre, să zic eu, peisajul rap din România. Da. Cum îl vezi? Cum îl privești? Ești la adevărul, nu uita. Că a zis Guță când am venit aici. Este meschin, parcă. Uh-huh. Exact. Artiștii vor să investească cât mai puțin și să obțină cât mai mult profit, ceea ce nu este corect, față de muzică și față de oameni, pentru că oferi un produs, pentru că oferi un produs slab împachetat, cu pretenții mari de la el. Ascultătorii fac același lucru. Nu vor să investească nimic și vor toată muzica gratis. Ei, eu nu pot să-ți dau toată muzica gratis. Înțelegi? Pentru că eu bag bani în muzică. Da? Eu bag bani în instrumentale. Da? Eu bag bani în mix master, eu bag bani în coperți, eu bag bani în clipuri, am băgat o grămadă de bani în studio și mi-am făcut studio pentru că m-am săturat să mă duc la alte studiouri. Și pentru că mi-am dat seama că vreau să creez ceva, înțelegi? Și nu o să am, o să trească să am locușorul meu. Da? Deci eu bag bani în toate chestiile astea, știi? Și tu, ca să mă susții, trebuie să înțelegi că trebuie să plătești. Îți dai bani, înțelegi? De ce? Pentru că eu, ca să-ți ofer ție un produs, trebuie să investesc banii mei, da? Cât te duci să-ți iei de mâncare, să-ți iei brânză, ceapă, ceapă de porc, cartofi prăjiți, dai bani. De ce? Că ți-e foame, că trebuie să mănânci. Trebuie să mănânci, nu? Dacă vrei să mă susții cu adevărat, trebuie să-mi cumperi muzica, trebuie să-mi cumperi produsele. Înțelegi? Pentru că dacă voiam să fac muzică decât pentru mine, nu mai scoteam. Făceam muzica și o țineam pe hard, pe calculatorul meu și o ascultam eu și cu mine. Dar nu e așa. Înțelegi? Da. Hai să vorbim puțin și despre cei care te ascult acum. Da. Bănuiești, de fapt, cred că știi că marea majoritate sunt adolescenți, sunt tineri. Statisticile zic că cei mai mulți sunt de la 18 la 24, ceva de genul, și următorii sunt 13-18. Înțelegi? Cei drept la cântări se vede mult mai mult a doua categorie. Dar pe online, înțelegi? Raportul se inversează. Exact. Ceea ce nu este deloc rău. Pentru că crești împreună cu o generație. Înțelegi? Și aici intervine treaba cea mai dificilă, pentru că tu îi atingi pe copiii ăștia, intri prin ei, treci prin sufletele lor, treci prin mintea lor, mai mult sau mai puțin îi educi. Exact. Înțelegi? Și orice zici tu și orice faci, ei văd. Și când ești mic, când eram mic și îmi plăceau Backstreet Boys, vreau să fiu ca Nick, care avea cărare pe mijloc și era blond, înțelegi? Sau cine era de la noi? Bine, la noi era mai slăbuț. Aaaa, Animal X, Jackass. Îmi plăcea și o pârlă, dar nu mai știam de capul meu când îl vedeam cu roșu, cu dalea în cap, cu... Știi? S-a eram, da, eram gen super fascinat și încep să faci ca ei și încep să iei ce zic ei de bun. Înțelegi? Da, uite. Și aici este, scuză-mă. Te rog, pune. Trebuie să menționez neapărat chestia. Da. Aici este foarte mică diferența de la ce cântăm noi și ce se interpretează. Exact, exact, da. Și ce se ia de bun. Și ce se ia în serios, nu mai luați, frate, totul atât de în serios, pentru că e spectacol. Asta este un spectacol, e un mare spectacol ce se întâmplă și noi suntem artiști. Eu nu mă consider rapper, dar am aptitudinea de a face muzică rap,
Am aptitudinea de a o introduce în muzica mea, dar eu nu consider că fac rap. Eu fac muzică. Nu vreau să fiu catalogat ca rapper, nu vreau să supăr pe nimeni sau, dar nu, asta e concepția mea asupra lucrurilor. E muzică, e muzică care îți place și muzică care nu îți place. Nu underground și mainstream, am fost foarte prost înțeles. Am avut eu de asta cu underground-ul, toată lumea știe. Underground-ul ăsta e ca și cum ai zice de Dumnezeu. Înțelegi? Îți zici, e Dumnezeu. Păi unde e? El există, e în tine, este universul, e ceva Dumnezeu, înțelegi? Dar nu e ceva palpabil. Așa e și underground. Ce este underground? Ce este underground? Cred că e o linie subțire acum, dacă mă întrebi pe mine, între underground și mainstream, să zicem. Nu e nicio linie, pentru că nu e underground și mainstream, e muzică, înțelegi? Că se vinde... E vorba de percepție atunci. Exact, e vorba de cum vezi tu lucrurile, că... La noi, concepția de bază asupra ce înseamnă underground este că nu vinzi. Da, așa este. I don't believe that shit. Se pare un bullshit, înțelegi? De ce? Pentru că artiștii din undergroundul românesc, înțelegi, care se consideră underground, ei vând, ei au show-uri, ei vând albume, vând haine, vând gen, știi? Adică e o chestie care pentru mine nu e definită. Și atunci eu nu vreau, pentru mine nu există, înțelegi, underground și mainstream. Înțelegi? Dar asta nu înseamnă că nu apreciez, înțelegi, munca oamenilor, înțelegi, munca artiștilor care se consideră underground. Doar că pentru mine și în viziunea mea nu există. Te întrerupsesem mai devreme. Scuză-mă că eu te-am dus. Nicio problemă. Ceea ce vreau eu să-ți spun este, apropo, legat de muzică, libertate și cei care te ascultă, tot la fel spuneai tu la un moment dat și o să îți citezi, că o să apară din ce în ce mai mulți revoluționari. Da. Sunt mulți artiști care se folosesc de muzică pentru manipulare și nu se gândesc la copii și la faptul că mint de fapt. Da. Mai spuneai tu, noi suntem direct și sinceri cu muzica noastră și cu ei. Da. Tocmai ai explicat asta. Da, da, exact, 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 exact. Da. Atunci eram vreo 5 și era mai greu, acum spun eu. Bun, deci trebuie să fii de fapt sincer ca să ai, să zicem, oarecum succes. Eu asta consider, că tu trebuie să fii tu, în primul și în primul rând. Pentru că dacă faci muzica cu un scop și faci o muzică care transmite un mesaj nișat, într-un fel sau altul, chestia asta se consumă. Se consumă, se duce. Înțelegi? De ce? Pentru că tu faci același lucru. Înțelegi? Ai scos același album, ai scos gen când despre aceleași lucruri. Sărăcie, politicienii ne fură, mi-e vomit, mi-e silă de sărăcie. Nu, eu vreau bani, eu vreau să mă simt bine, am nevoie de bani. Banii sunt niște unelte, înțelegi? Sunt nimic, dar în lumea asta în care trăim, ai nevoie de bani. Într-adevăr. Da? Și eu, normal că o să cânt despre bani. De ce? Pentru că îi vreau și pentru că vreau să-i fac. De ce? Păi pentru că am nevoie de bani, am avut nevoie de bani ca să-mi fac studio. Am nevoie de bani ca să bag în Mixmaster. Am nevoie de bani ca să fie și Atra Benz, ca să fie Kid, ca să iasă Londra, ca să iasă Roma în prima săptămână din decembrie. Ai nevoie de bani, înțelegi? Și da, o să cânt despre bani. Îmi place femeia, înțelegi? O să cânt despre femeie. Am prietenă de aproape 12 ani. O iubesc, înțelegi? Normal că o să cânt despre femeie. Am trăit atâtea experiențe cu ea. Am ce? Despre ce mai e? Ce? Că cânt despre femei și bani, nu? Despre ce vrei să vorbesc? Despre ce vrei să cânt? Eu acum am 28 de ani. Ce vrei să cânt? Mulțumesc. Eu nu vreau să mă plâng că sunt sărac. Plângeți-vă voi. Eu vreau să mă cânt, eu vreau să fac bani, vreau să mă distrez, vreau să fiu fericit. Apropo de bani, plătește muzica asta pe care o faci acum, chiria, în România? Da. Și peste asta și am și pe plan personal și într-un timp foarte scurt am început să fac bani în țoale.
Mm-hmm. Înțelegi? Adică trebuie să fii un pic... Nu trebuie să... Artiștii din underground-ul românesc vând țoale într-una. Mâncați-a și într-una. Înțelegi? Eu sunt fanul tău sau susținătorul tău. Chestia asta cu fanul e puțin sensibilă. Îmi place ce faci. Mamă, blană. Mamă, ia uite, ai tricoul ăla cu kid, cu capul ăla, cu... Mamă, ce blană, cu Londra, da, vreau și eu, cum, bă, te susțin. Știi, adică vreau să mă îmbrac și eu ca el. Vreau să fac și eu ca el, că ziceam de mai devreme, că ai influența asta asupra oamenilor, înțelegi? Și eu o să îmbrace de la tine și tu o să vin să ai... Nu înțeleg de ce nu vreau să rușesc de chestiile astea, dar... Da, nu se fac bani doar din muzică, uh-huh. Înțelegi? Se fac bani, cei mai mulți bani se fac din cântări. A pus vremea în România în care muzica se vindea, se vinde, dar foarte slăbuț pe online, în format digital, în format fizic e aproape mort, dar eu și noi și Atra, inclusiv Chila, gen, încă vindem CD-uri, înțelegi? Uh-huh. Eu nu am chestia asta, gen, deschid CD-ul ăla și miroși cartonul în educația și înțelegi? Și miroase a frășuială, da, și e... Unul dintre cele mai tari lucruri, am o colecție mare de tot de CD-uri la Călăraș. Îmi cumpăr CD-uri, făceam naveta când eram în liceu și veneam la show-uri și la astea. Dar astea nu le știe nimeni. Sunt discuție de zile întregi. Așa, da, poți să faci bani din muzică, faci bani din cântări, faci bani din imaginea pe care reușești să o distribui în merchandising, în... Eu am și un partener pe partea de video care investește în clipurile care ies la Pog Life Entertainment. Nu mult, înțelegi? Poți să zici numele? Da? The Void, The Void Escape Room, unde am fost și, și încă sunt un mini acționar așa. Fostul meu coleg, înțelegi? A văzut! Bă! Sunt niște chestii aici, sunt niște zeci de mii, sute de mii, poate milioane de vizualizări. Cineva, nu cineva, cine se uită la clipul tău vede chestia asta. Ia hai să, păi cum facem? Păi uite așa, păi cât? Păi atât. Hai mai scade și tu puțin. Cât să mai scad? Uite atât. Bine, hai, cât? Bine, dar îmi faci pe atât. Trebuie să îți întinzi antene. Înțelegi? Deci, dacă îmi permit să spun, cred că ar putea să, am putea să facem o distinție între muzica ca artă sau ca business? În primul rând, domeniul ăsta, plaja asta muzicală, nu prea poți să faci una fără alta. Nu prea e cum. Pentru că produsele astea, produsul ăsta, muzica asta, de-aia vinde. Înțelegi? Muzica noastră, de ce vinde? Păi, arată bine, sună bine, e nou, înțelegi? Și îți transmite. Înțelegi? Da. Asta e arta. Arată bine, sună bine, înțelegi? E marketerial. Înțelegi? Și noi am venit ca o tita mai pata de culoare în peisajul ăsta super gri, înțelegi? Și eu am început să mă vopsesc în cap, Chila și-a făcut dreaduri, Guță e un, nu știu cum să descriu pe Guță, Nosfe e un monstru, Luca e, a venit cu toată treaba aia, gen... Luca ia piesele și le împachetează, le finisează, le. Și noi am venit 5 elemente super diferite și super bine împachetate. Înțelegi? Și am deschis ochi, uși, buzunare, știi? Kid, să știi că din păcate ne apropiem de final, dar cred că ne-am fi lungit o oră, două, trei, poate... Data viitoare. Data viitoare. Bun, hai să le spun celor care ne privesc unde o să te vadă de acum încolo, ce o să mai scoși, ce o să mai întâmple. Rolex, să nu uităm de Rolex. Da, Rolex o să iasă cel mai probabil săptămâna viitoare. Mă găsiți pe www.kid.ro, unde vă rog să vă abonați la newsletter și să confirmați
pentru a fi la curent cu tot ce este nou, pentru a fi ținut la curent cu e-mail-uri, deci www.kit.ro și facebook.com/kidonline, instagram.com/kidonline și pe Pug Life Entertainment, pe canalul de YouTube Pug Life Entertainment, unde miurc toate produsele audio, produse vezi. Adică trebuie să ții în chestia asta cu marketereala, gen, ca să și să le îmbini. Și acolo îmi găsiți muzica în orice format și atât a mea cât și artiștilor care activează sub labelul Pug Life Entertainment. Chiz, îți mulțumesc că ai fost la Adevărul Live. Sper să ne revedem și cu alte ocazii. După Roma, care este în prima săptămână din decembrie. Cu mare drag, ne auzim oricum. Mulțumesc de suflet. Baftă. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost ediția Adevărul Live cu Chid. Ne revedem și cu alte ocazii. Toate bune! We'll be right back.